Lăudați să fie Domnul! Mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi, mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară de părtășie. Mă bucur pentru că din nou suntem împreună în prezența lui Dumnezeu și cred că timpul acesta este esențial și răsplătit de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a adunat să stăm împreună în casa lui Dumnezeu. Dumnezeu din cer să vă binecuvinteze pe toți! Am un cuvânt foarte scurt, un cuvânt de 10 minute, în care vreau să fie o motivație de rugăciune. Mă rog lui Dumnezeu ca în aceste momente fiecare dintre noi să privim într-un mod serios la relația noastră cu Domnul și să vedem ce are să ne spună Dumnezeu în această seară. Noi nu v-am chemat și noi nu vrem să avem o seară de părtășie doar să dăm niște informații sau să facem niște impresii, ci vrem împreună să ne rugăm ca împreună să descoperim cu toții voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră și biserica, să spunem amin. Aș vrea să citesc un cuvânt, rămâneți așa cum sunteți, cei care aveți Biblia cu dumneavoastră. Îmi dau seama de frații care iubesc pe Domnul că au Biblia cu ei când vin la biserică. Când iubești pe Dumnezeu, așa cum spune Scriptura, sabia aceasta se va lipi de mâna ta. Adică cuvântul lui Dumnezeu rămâne cel mai prețios. Așa mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să ne dea dragoste de Scriptură și biserica să spunem amin. Cuvântul lui Dumnezeu care vreau să-l citesc este din Matei capitolul 11 cu versetul 29 și versetul 30. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine căci eu sunt blând și sumerit cu inima. Și voi veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Gândul de rugăciune este, învață și urmează-mă. Învață și urmează. Dumnezeu ne cheamă să învățăm. Foarte mulți avem riscul doar să învățăm, dar nu mai putem să-L urmăm pe Hristos. Unii au riscul doar să-L urmeze pe Hristos, dar n-au învățat aproape mai nimic. Sunt două lucruri importante, învață și apoi urmează-mă. Și probabil că fiecare dintre noi ne gândim, când Hristos ne cheamă, învățați de la mine, spune Scriptura că El a învățat prin lucrurile care le-a suferit. Spunea înțelepții că este foarte înțelept să înveți din greșelile altuia. Dar Mântuitorul nostru, spune Biblia, a învățat prin lucrurile care le-a suferit. Foarte mulți suntem aici, în casa lui Dumnezeu, care am avut multe încercări. Așa cum spune Biblia că în împărăția lui Dumnezeu vom ajunge prin multe necazuri. Avem dovada că suntem pregătiți pentru cer, pentru că am avut și multe necazuri. Un alt argument biblic care spune Biblia, e ustru și pedepsesc pe toți acei pe care îi iubesc. Nu uita un amănunt important. Ce ai învățat în școala Domnului Iisus Hristos? Încercările din viața ta te-au învățat? Ai luat lecțiile de viață care Dumnezeu a vrut să-ți transmită un mesaj? Spune Biblia că Domnul Iisus a învățat să asculte. Suferințele noastre au un scop esențial. Să învățăm în viața de zi cu zi voia lui Dumnezeu. Foarte mulți am avut încercări și unii dintre noi pierderi care am pierdut pe cei dragi. Foarte mulți am suferit momente de foamete, momente de dispreț, momente de încercări. Dar întrebarea pentru noi este, ce ai învățat în această școală? Mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să ne dea atitudinea nu doar să învățăm, deși este esențial să învățăm. În anii care le-am trăit cu Dumnezeu, înseamnă că trebuia sau trebuie să avem atitudinea în care să spunem lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă ca aceste forme de încercări, de prelucrare,
de pregătire să mă supun și să rămân la atitudinea de a spune facă-se voia ta și nu voia mea. Și apoi îl vei urma pe Hristos. Dacă ar fi de oameni de înțelepciune, suntem mulți știutori. Suntem mulți care avem o pregătire, o cunoștință biblică, avem o atitudine de abilități de a cunoaște, dar întrebarea este nu doar să înveți. Întrebarea rămâne clară. Ești gata să-L urmezi pe Hristos? Ești gata să plătești prețul pocăinței tale? Hristos spune Biblia că a murit și n-a murit pentru un lucru care depindea în sensul nepotrivit. A murit pentru biserica Domnului. A murit pentru mântuirea ta. A luat păcatele noastre, urmându-L pe Dumnezeu. L-a urmat până la cruce, până în cele mai momente grele. Domnul Iisus Hristos a fost ascultător, urmându-L pe Dumnezeu, pe drumurile cele mai grele, trasate, grădina Ghetsimani, Via Dolorosa, crucea Domnului Iisus Hristos. Aș putea să spun ura oamenilor religioși, disprețul, dar l-a urmat pe Dumnezeu. Rămân la gândul acesta, nu uita că cel rău vrea să abandonezi calea lui Dumnezeu, să renunți. Să spui Domnului, Doamne, nu mai pot să țin pasul, nu mai pot să înaintez, nu mai pot să merg, nu mai pot să înaintez, dar nu uita, ai învățat multe lucruri. În anii tăi de pocăință ai văzut că și pâinea care o ai pe masă, ai învățat să vezi că Dumnezeu a pus-o. Ai învățat că fiecare zi este un dar din partea lui Dumnezeu. Ai realizat că dacă Dumnezeu îți dă o zi, este un har, o zi de a trăi. Ai văzut că fiecare moment de părtășie cu frații este o binecuvântare. Ai învățat multe lucruri în anii de credință. Ai învățat că Dumnezeu ascultă lacrimile, ascultă rugăciunile tale. Dar nu uita că Dumnezeu nu vrea doar să înveți, ci Dumnezeu vrea să-L urmezi, să plătești prețul. De aceea mă rog lui Dumnezeu ca Domnul să ne dea putere. Asigură-te că îl vei urma pe Domnul. Nu te lăsa să fii sub, probabil, mulți oameni rămân sub nivelul anturajului. Nu copia pe nimeni. Ești unic. Ești o persoană unică în a urma pe Domnul. Mulți oameni caută să fie, să copieze pe alții, să fie ca alții. Nu uita, tu ești unic. Și în această chemare, a urma pe Domnul nu înseamnă să copiez pe nimeni. Vreau, Doamne, să te urmez așa cum spune în cuvântul Tău. Haideți să stăm ridicați în picioare și aș vrea să ne rugăm în această rugăciune. Învață și urmează-L. E nevoie să învățăm. E nevoie să avem cunoaștere, să cunoști, să știi, să ai pregătire, să ai discernământul, a deosebi binele de rău. Dar nu uita, puterea exemplului înseamnă îl voi urma pe Dumnezeu. Oricât de greu ar fi drumul acesta, voi continua cărarea vieții. Voi continua lupta, voi umbla cu Dumnezeu. Fii un Enoch al zilelor noastre. Umblă cu Dumnezeu până va veni răpirea sau Domnul. De aceea, haideți să stăm în rugăciune și să spunem lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te urmez, dar vreau să învăț. Chiar dacă plătesc prețul lecțiilor de viață, momentele grele, decepțiile, frământările, stările sufletești, Doamne, așa de mult am observat că așa de multe suferințe sunt peste copiii lui Dumnezeu. Că Biblia spune că peste cei răi, spune Biblia, pe cei răi nu-i deranjează nimeni. Psalmul 73, pe cei răi nu-i tulbură nimeni. Am văzut așa de multe încercări peste copiii lui Dumnezeu și am înțeles că Dumnezeu le oferă cu scopul să învățăm și să-L urmăm pe El. Intrăm în rugăciune.
În numele Domnului Iisus Hristos îți mulțumim.